Și începe finala mult dorită de la World Cyber Games România 2018. IGG vs. AQ. AQ, după ce au picat în loser după primul match, au reușit să ajungă în finală. Să vedem, băieții de la IGG au împuși pe centru. Au boost unul în capul celuilalt. Da. Bună poziție aici pentru Surushi, nu a reușit să-l agațe pe Snapple, cred că era. S-au întâlnit acolo dinspre depozit, pe conector. Băieții din IGG au controlat perfect runda asta. Da, o rundă perfectă din partea celor din IGG. Cred că toți oamenii de acolo aveau armuri. Că au făcut boost unul în capul celuilalt. Din nou probleme cu health bar-urile. Aceeași problemă. Asta este. Noi să fim sănătoși. Haide să vedem un pic ce se întâmplă pe hartă. Cei din EQ am văzut tigăle. Surushi și cu Talaziz au ocupat Z-ul. Acum sunt retrași acolo în zona balconului. Să vedem. Deja trei din EQ avansează pe pisică. În acest moment Sedan a fost omor pe mijloc. Da. Exit Jason și cu Talaziz sunt în spate. Se mișcă foarte. Este un game pending. Asta a dat drumul, se pare. Nu e bine să avem de-astea la finală. Nu e bine deloc. Scurtă. Să-i vedem. Nu cred că... Să vedem dacă vor forța. Nu cred. N-au pus. N-au plantat forțează, bomba. Nu forțează. Nu cred. N-au plantat bomba. Din nou aceea schimbă, 4 oameni la zona depozitului. 2 pe Z, Wicked și Talaziz. 2 vin pe conector pe mijloc. Să-i vedem atac, vin foarte agresiv Talaziz și cu Wicked. Da, e Dece acolo. Jason s-a descurcat foarte bine. Jason, 3 fraguri, Suru și un frag. Și da, runda se termină. Da, foarte bună, n-au pierdut cât un singur om. Ia apăs un tab. S-a să vedem, un tab. Da, un singur frag făcut de cei din echipă până acum. Și IGG arată binișor. Da, au început bine. Să vedem cum vor continua. Și tag-ul început să ră bine. Da, corect. Și nu s-a terminat foarte bine pentru ei. AQ au un split 4 cu 1, 4 în zona depozitului. Exit, Talaziz, Jason au ocupat X-ul mare. Exit s-a dus în spatele ușii, am impresia. Ia să-i vedem pe cei de aici. Da, este trecut de ușă. Canalizarea cu Talaziz sus pe cutie. Wicked acum cutie, pardon, cu Jason face care scouting pe banană. Să vedem. Ener a avansat centru. Avansat centru, da. S-a dus aproape de casă, aproape de scări. L-a văzut Jason. L-a bătut Jason din zona ușii. Excelent frag acolo. Foarte important, dacă scăpa Ener pe scări era o problemă mare. Dece și cu Sedan vor sunt ataca, pe centru. Da, cred că vor ataca mijlocul. Da, pisică. Va fi un split 2 cu 2. Pisică cu centru. Foarte nu. Bine, i-a dat flash cu echipier de Sedan la ICG. Sedan s-a dus și spre pisică, se duc 3 oameni pe pisică, avansează da. Acum. Senzor, Snapple, Sedan. Să vedem, sunt 3 oameni contra 4. Jason, excelent, până acum, foarte fantastic, bine. Jason, doi, de doi pe centru. 4 în acest moment. Sedan întoarce runda, 2 la 2 în acest 2 moment. 2 la 2, AQ au puțină viață. Au bomba în acest moment. Surushi vine din bază pe culoar și Wicked este în spatele lor în depozit în momentul ăsta, cred că vine să pe pisică. Să lăsăm puțin pe Sedan, schimbăm imediat pe Wicked. Surushi foarte bine, stă în bază, Surushi nu se mișcă de acolo, nu se afișează, Wicked avansează acum pe pisică. Foarte bine Wicked aici, l-a scos pe Sedan. Da, nu avea Sedan multă viață. Sedan era cel puțin în viață și acum a avansat și Surushi, perfect team play pentru IGG. Da, rămăsese cu puțină viață Sedan acolo. Cred că dacă avea mai multă putea să-l scoată pe Wicked. Până acum se prezintă foarte bine cei din GG. Excepțional se prezintă. Deci Surushi acolo n-a ieșit și din bază, a stat o rundă foarte ascuns. Interesantă cu 3 oameni în zona ușii și cutiilor acolo, cu un om după ușe care ținea pentru canalizare și 2 oameni care țineau în X, ca zic așa, unul se uita în mijloc și celălalt pisică. Să vedem Wicked. Ener iar avansează singur pe centru. Este și Snapper lângă el, a reușit să-l omoare pe Jason X. În fața lui. Surushi avansată din banană. Bun frag aici pentru Surushi.
Vedem dacă va mai fi încă unul. Nu mai are gloanțe. A reușit să ia un eagle de jos? Cred că avem din nou un game pending. A reușit să ia un eagle de jos și vom vedea imediat ce a făcut cu el. Da, se pare că a supraviețuit foarte bine. Da. 5 la 0 în acest moment. 2362 de spectatori avem în acest moment. Dacă ar merge și health bar-urile astea ar fi super. Să vedem puțin harta. Ok. Sedan s-a dus singur în depozit. Băieții de NQ avansează prudent spre coloane. Jason a coborât, da, cred că a coborât cu AVP-ul. Nu mai. Foarte bun frag acolo prin smog, n-a văzut, dar a tras totuși. 3 la 3 în acest moment. 9 viață, 6 viață, 2 oameni. Foarte din interesant, GG. Wicked avansează pe centru, dă pe el, te rog. Să vedem ce va face. În mod normal, acum ar trebui să vadă un inamic, l-a văzut. Snapple ținea acolo, credea probabil că... De ce avansează pe pisică în momentul ăsta? Nu, este în canalizare, de ce? Scuze, dar harta Tuscan, bine ați venit pe aia. Sedan acum s-a întors înapoi pe depozit, se îndreaptă spre pisică, cred. Lăsăm puțin pe Sedan până ajunge DC la ușe. Da, sunt curios cât timp vor avea aici. Probabil Sedan ar trebui să arunci un flash să iasă DC de la ușe. Exit este în site, între cutii acolo, în spațiul acela unde spune bomba. Întâmpla. Va arunca Sedan un flash. A ieșit bine? Este Nu l-a văzut. Exit este încă campat acolo în colț. Nu se vede în zona unde este el. Wicked a ieșit acum din casă. Foarte bine până acum pentru Exit. O grenadă de la DC. 2 la 2 în acest moment. Wicked este în spate spre baza City. Excelent frag, bravo, bravo. Wicked, excelent a fost acolo. Să vedem un tab repede acum. Ok, Wicked 6 cu 0, Surushi 6 cu 0. Până acum am jucat flawless. Și din nou, cei din EQ nu reușesc să ia rundă la începutul meciului. Și s-a întâmplat și meciul cu Tag. Dar să nu mai vorbim, că după aia iar dau drumul la magie și nu se mai înțelege nimic. Să vedem, Jason 4 oameni, se uită pe... E rapid. Să vedem, Exit este pregătit. A fost rapid pe pisică până s-a oprit. Să vedem grenada, n-a făcut damage. Nu e nicio idee grenada asta, nu cred, adică... Cred că se vor retrage. Suzuru a înaintat. A înaintat singur, a făcut un frag în bomb, să l-a omorât pe Wicked în centrul site-ului, în site-ului. Cred că este flash și puțin. Jason este la scar acolo, încă un frag din partea lui Jason, foarte bine prin smog, nu înțeleg cum vede. Sedan singurul rămas în viață. Sedan contra Suru și Jason este pe centru, pe pantă, cu AVP-ul. Mai devreme sau mai târziu va trece smoke-ul ăla și Jason o să poată să tragă spre bombsite. Oh my god! Ce-o fi văzut Sedan acolo? Să vedem contra 1. A ieșit Suru și din bază acum. 6 viață contra 12 viață. Asta un duel super interesant, să vedem pe Sedan. Suntem cu gura căscată amândoi, așteptăm să vedem ce se întâmplă. A pus bomba și fuge. Cred că Sedan nu știe câtă viață are. Avea mai multă viață. Avea mai multă, dar Sedan l-au... Excelent a jucat Sedan, nu înțeleg ce s-a întâmplat. A venit chiar o rafală și s-a retras imediat. L-a panicat puțin pe Surușii care a tras, s-a speriat. Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo. O runtă luată de Sedan de unul singur. Cred că vrea să ia meciul în mână Sedan. Să vedem dacă va reuși. Trebuie să-l ajute și cu echipierii. Da, să dăm un pic pe... Este cumva, că, nu? Cei din... Ener și Senzor au ocupat Z-ul acum. Din nou a trecut HLTV-ul peste repede. Superb. Să vedem, mi-au rămas și jucătorii morți. Sunt 2 contra 1 în acest moment. Să dăm pe Talaziz. Da, e Talaziz care sare acum din balcon spre 2 contra 1. Cu bomba pusă, unul este pe banană, unul este sus. Cred că se va retrage Talaziz. Să vedem de ce, dacă se va întâlni cu el. Nu, cred că a scăpat Talaziz. Da, a scăpat.
Dă-mi, te rog asta. 6-2 în acest moment pentru IGG. Imediat veți avea și sonor. Imediat. Așa, să vă explic puțin, să vedem, cred că n-am observat, eram atent. Ia, te rog. Să vedem. Deci 6-2 în acest moment pentru IGG. Foarte agresiv atacă în pisica acum cei din IGG. Enes cu DC sunt în subteran. Prin canalizare. S-au întâlnit acolo în... Sedan și Napoli au fost eliminați acolo. În zona depozitului. Să vedem, SZR este pe mijloc. Au ieșit cei de la ușe, au bomba. Să vedem pe SZR, a trebuit... E un jucător cheie acum, n-ar trebui să moară aici. Ok, l-au auzit cei din IGG. Se pare că n-au bomba. N-am văzut-o, nu se vede la ce jucător este. Vedem cei din IGG țin bomba. Foarte bine, foarte bine au jucat până acum. Un jucător din IGG este spre bază, au reușit cred că să ia bomba. S-a descurcat acolo senzor foarte bine. Exi se retrage în site. 2 contra 2. Să-l vedem pe Wicked. Nu, n-a reușit să... Din nou o pauză. Of! Să mai iau o gură de ceva. Din păcate, multe întreruperi în această finală. Da, păcat că cineva vrea cu adevărat să strice meciul ăsta.